Au izbucnit flăcări uriașe azi noapte într-o clădire în care locuiau imigranți într-un oraș din Germania. Doi români au murit, iar alți 10 oameni au ajuns la spital. Martorii spun că înainte ca haosul să înceapă, cineva ar fi amenințat că va da foc locului. Colega mea, Roxana Ciucă, are detalii. Roxana, ce spun autoritățile din Germania? Bună ziua, Anca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Autoritățile din Germania susțin că în clădire se aflau mai mulți cetățeni români și turci. Într-un moment, doi cetățeni s-au luat la ceartă, iar unul dintre ei a amenințat că va da foc clădirii. În doar o clipă, întreg imobilul a fost cuprins de flăcări uriașe. La etajul 2, pompierii au găsit cadavrele a două persoane. Vorbim așadar de doi români. Mai multe persoane de cetățenie turcă au ajuns la spital cu multiple răni, iar de altfel trebuie să știți că au avut și arsuri foarte grave din cauza inhalării fumului. Autoritățile din Germania au deschis un dosar de cercetare penală pentru a afla cu exactitate ce anume s-a întâmplat acolo.